Salutare lume, iată că am revenit cu un nou video, am zis să mai încerc să fac un tutorial de dezasamblare, nu și reasamblare, că puteți vedea reasamblarea dacă dați videoclipul pe să meargă înapoi. Ideea e că deja am început să-l desfac și după aia am zis că hai să fac și un video. După cum vedeți, e destul de prăfos, trebuie să-i fac băiță la plasticul ăsta, cât se poate. Și deja am desfăcut șuruburile la el. Cam atâta de mari, nu știu cât e bine să vede. Nu cred că se prevede. Dar ideea e în felul următor. 4 șuruburi aici, unul aici și unul în zona asta. Nu mai are rost să desfac. Și vă trebuie două tipuri de șurubelnițe. O să văd unde le-am pus. Un Torx 15 și încă un T10H, nu știu exact care e aia. Am o trusă de asta de scule, de șurubelnițe. Vreau că focalizează camera cum trebuie. Așa. Deci T15, T10H. Doar de astea două o să aveți nevoie. Le-am pus pe aici, dar nu mai știu pe unde le-am pus. E că ăsta meu e deja desfăcut. Și după ce ați desfăcut șuruburile alea, destul de simplu, că numai vine carcasa sus. Sau e chiar așa simplu. Înțepenită de la praf, de la jeg. Deci ăsta nici nu e chiar așa murdar față de celălalt modat, care în momentul de față îl curăț. Uitați ce îi pe răcitor. Mă mâncă câinii până îl desfac, până îl curăț. Să văd unde e șurubelnița. Nu știu cum o ieși celălalt videoclip. Nu cred că o ieși el tare ok, dar na. Dacă vreți, vă uitați, dacă nu, nu. Nu obligatoriu. De aia în felul următor. Asta ne trebuie pentru, nu știu cât e bine să vedem, pentru șuruburile din interior. Și avem așa aici unul. Ca să putem scoate hard disk-ul și unitatea optică separat. Undeva să le țin minte. Mai e unul aici. Păcate, nu prea văd cum filmez. Deci, eu vă spun sincer, Xbox-urile sunt cel mai ușor de desfăcut și de curățat console, modelul ăsta, nu 360, ăla e mama naibii când îl desfaci. Așa. Să vedem. Facem cablu ID. Problema e că nici nu prea văd ce fac. Așa. Na bun. Teoretic acum partea asta ar trebui să iasă afară. Dacă și scoate cablul ăsta.
Nu fix am un de bătăi de cap când filmez. Gândăcei ceva? Nimic? Ăsta e destul de curat față de celălalt. Ăla parcă avea pământ pe el. Hard disk-ul ca să-l desfaceți. Aveți șuruburi aici. Nu o să desfac chiar acum, dar cred că merge exact cu același, da, același tip de șurubelnițe ca mai devreme. Aici. Nu o să mă apuc de curăț acum. Ăsta iar e prins în șuruburi. Are aici pe... Dacă mi-ar intra șurubelnița ar fi bine. Așa. Deci nu e mare lucru la consolele astea când vrei să le desfaci chiar super bine făcute, deși nu arată ele nu știu cât de bine ca design, dar nimeni cele mai plăcute console, cele mai dragi Xbox-urile, că a fost și prima mea consolă, poate voi zice ceva episod în alt video ce am pățit cu prima consolă cumpărată, așa pe scurt. Unitatea optică, cam asta a fost tot. Și acum diferența între acesta și cel care l-am mai luat, că astea și le dau cumpărate din piața de vechituri din Oser, dați vedeți, ăsta e cu răcitor, ăsta e cu cooler. Și pe celelalte două modele de celelalte Xbox-uri care le am, care sunt modate ambele, face foarte urât cooler-ul. Na, bun. Bine, posibil să mai fie și alte diferențe. Ce mai desfacem de pe aici? Să nu străcăm. Pe celălalt nu era placa asta, dacă bine îmi amintesc. Da, nu are, spre exemplu, modelul celălalt nu are placa asta. Era mai ciudat. Vedem dacă pot să desfac, să scot placa de bază, ia șuruburile. Avem un ușa aici. Așa. Încă unul. Nu e chiar așa prăfos. Mă așteptam la mai multe. Nu prea vedeți voi ce fac eu aici. Încă unul aici. Asta cred că va trebui să schimb un capacitor. Am impresia că nu reține data și asta e o problemă destul de comună la ele. Mai avem unul aici.
1 aici. Cred că cam ăsta, mă, uite. La câte e prăpost, nici nu se observă. Așa. Acum va trebui să desfac cablurile astea. Eu sincer să fiu, nu știu ce cât vedeți voi că fac eu aici. Hashtag rezistă. Așa. Are ceva ce îl ține? Eu nu-mi dau seama. Așa, m-a uitat un șurub. Evident. Așa cum am mai văzut unul. E că le mai tăgăsesc așa pe parcurs. Bun, l-am desfăcut și vă arăt ce am făcut ca să-l desfac. La celelalte e diferit, retras un pic de plasticul ăsta ca să iasă afară, că îl ține cu aici. Dar au trebuit să-l iau în brațe să-l pot desface, mai ușor de manevrat așa. Ia să vedem. Ce mai plăcem de pe aici? Plăcuța asta. Punem aici să nu uit să o pun la loc. Și cam ar trebui să iasă placa de bază afară. Vedem de ce nu iasă. Dacă mai lăsa vreun șurub. Trebuie să scot eu și coolerul. Am zis că asta merge mai ușor, dar văd că nu prea vrea. Ia cabluri aici. Na, bun. Cam asta e placa de bază. Într-un videoclip. Pune și asta pe aici pe undeva, dar pe strâc. Coolerul iar are.
Aici a 12 pauze. Două. Plasticuri care îl țin. Cred că fac invers. Stai sursa. Are și ea câteva șuruburi în care e ținută. Nu s-a rezolvat. Următorul nu-l mai văd. Era ascuns de cabluri, că nu vedeți ce fac eu aici. Dau șuruburi pe sursă. Cam atâta e tot. Și să vedem cooler-ul. Era un plastic și aici. Nu vedeți nici voi, nici eu ce fac aici. Asta e. Nu prea cred că nu are multă lume până aici la videoclip. Da, de la și rupe. Cam asta a fost tot. Să iasă și afară numai. Întâi ținut aici. Așa. Coolerul, cât a praful pe el. Cutia goală. Mai trebuie să desfac astea ca să curăț porturile, da, păi e destul de simplă treaba. Trebuie desfăcute numai șuruburile acestea. Ca să putem curăța porturile astea. Cam asta a fost dezasamblarea de Xbox. Dacă pot să desfac eu coolerul ăsta, am înțeles că se desface destul de greu. Și ăsta iară. Da. Tot ce trebuie să faceți pentru acesta e să împingeți plasticul ăsta, să desfaceți. Să împingeți plasticul ăsta, numai să aveți grijă la condensatorii ăștia. Cam acesta a fost videoclipul. Mersi de vizionare și ne vedem în curând cu noi videouri. Salut!